suflet pentru această întâlnire înaintea începerii zisa Sfântului și Marelui Post, care pentru noi este ca o întâlnire pascală, ca o întâlnire din ziua sau în ziua de Paști, fiindcă, după cum vedeți, oamenii au venit, v-au așteptat și v-au împrefinat cu toată bucuria. Pe Părintele Profesor, cum spunea și Părintele Paroh, nu e nevoie, nu e cazul să-l mai prezentăm. Doar atât, dacă vreți, n-am mai putea spune sau adăuga. Că noi, creștini, drept măritorii creștini, suntem chemați, între altele, să ne rugăm unii pentru alții. Eu unul vă sugerez și m-aș bucura dacă toți, sau aproape toți cei de aici, de acum prezenți, în pomelnicul nostru, al sufletului și al inimii noastre, al familiei noastre, al comunității noastre, l-am adăugat, l-am include și pe Părintele Constantin. Pentru că suntem toți impresionați, încântați de propovăduirea și mărturisirea Părintelui, dar să știți că ea se face cu sacrificii, Părintele se expune, este și o jertfă și un efort la mijloc, sunt și unele riscuri. Mă opresc aici. Fiindcă trăim în vremurile pe care le vedem și le știm cu toții și nu e ușor să mărturisești, să propovăduiești și mai ales să ai o conștiință, o purtare și o atitudine apologetică, misionară și mărturisitoare. Am vrea în partea a doua, dacă sunt și sunt convins că vor fi întrebări, să le adresați. Mai operativ, cred că ar fi pe calea scrisului, a biletelor și să le aduceți în față, fiindcă e greu de umblat cu microfoanele de colo până colo. Până una alta avem prima întrebare. Domnul Adrian.